Pentru toate primăriile, acum este perioada în care se numără banii, se votează bugetul, se pregătesc proiecte în așa fel încât să poată fi mulțumită toată lumea. În Bănești, locuitorii nu-și mai doresc decât canalizare. E cel mai important lucru pentru ei. Celelalte nevoi au fost rezolvate. A făcut tot îmbunătățiri, văd că asfalt mai e... Se ocupă. Cel mai am vrea mai repede canalizarea. Ar fi foarte, foarte bine să se facă. Față de la anii trecuți s-au făcut. S-au mai asfaltat străzile astea, e foarte important. S-au asfaltat majoritatea străzilor și mai sunt de făcut multe, dar în timp știu eu, canalizare. Interesant este că atunci când se demarează anumite lucrări, lucrări de infrastructură, lucrări de amploare, să fie consultată și populația. Da, imaginez că asemenea decizii să iau în funcție de sursele financiare în Consiliul Local. Însă sunt anumite lucrări, fie ele și de infrastructură, cu sau fără fonduri europene. Adică îmi imaginez că bugetul nu este oricât de mare, în care populația trebuie consultată. Cel mai important obiectiv, după părerea noastră, ar fi realizarea canalizării. Da, asta ar fi cea mai bună. Lucru pe care comuna asta nu are. Conform Zicalei, ai grijă ce ți dorești, că s-ar putea să ți se întâmple, se pare că această canalizare mult dorită este în planul autorităților locale. Băneștiul beneficiază de vreo 16 km de conductă, iar canalizarea, stația de epurare, o să fie cea comună cu Câmpina. Dacă va începe în toamna asta execuția, ne dă un pic peste cap socotelele noastre, pentru că în lista noastră de investiții avem în continuare trotuare, modernizare străzi, asfaltări, și atunci ar fi logic să facă în vară trotuare și străzi, iar în toamnă să începem canalizările. O să fie o perioadă de tatonare cu județul, cu Câmpina, să vedem care, când o să înceapă. Planurile privesc deocamdată numai satul Bănești, cu toate străzile din interiorul acestuia. Valoarea lucrării de canalizare se ridică la aproximativ 4 milioane de euro.